Fanii au luat cu asalt Arena Națională cu 2 ore înainte de meci. Cu FC Copenhaga au venit steliști din toată țara. Fularele și accesoriile în roșu și albastru au fost la ordinea zilei pe Național Arena. Tribunele s-au umplut cu jumătate de oră înainte de startul meciului. Victoria cu danezii a fost urmărită și de nume grele din fotbalul românesc. Președinte onorific la Chindia, Gică Popescu a venit la stadion împreună cu regele Hagi. Popescu l-a lăudat pe Regencamp pentru munca de la Steaua. Extraordinar, pentru că nu avem doar echipa joacă bine, este o schimbare în bine a stelei, rezultatele sunt foarte bune deocamdată. Însă la final se numără de golcini. Sperăm la finalul acestor două competiții, Champions League și UEFA League, să mergem cel puțin până în vara europeană. Gigi Becali a avut emoții înainte de primul meci pe teren propriu din grupele Europa League. Becali n-a vorbit cu jurnaliștii și nici n-a avut nevoie de ajutorul bodyguardilor pentru a ajunge la loje. Păi, la Gigi, dați-vă puțin, băi, vă rog frumos. Hai, mă, că dau eu, băi, de acest... Fanii au susținut pe steliști 90 de minute. Golul lui Nicolici aruncat în aer tribunele de pe Național Arena. Suporteri au sărbătorit minute în șir victoria și au început deja să-și facă planuri pentru primăvara europeană. Steaua e lider în grupa E, dar are nevoie de minim 3 puncte din dubla cu Melde pentru a-și mări șansele de calificare.